Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este părintele Alexandru Mihail Niță, de la Mănăstirea Sfinții Constantin Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus. Bine ați revenit, părinte! Bine v-am regăsit! Iată că astăzi sărbătorim pe Sfinții Mihail și Gavril. Ce semnificație are sărbătoarea în tradiția ortodoxă? Acești sfinți, Mihail și Gavril, au o conotație cu totul și cu totul deosebită în Biserica Ortodoxă și nu numai, și îngăduiți-mi să vă citesc exact din viețile sfinților despre soborul acestor sfinți, Mihail și Gavril. Deci soborul sfinților, sobor sunt, înseamnă mai mulți sfinți. Da. Ei, fiind doi, se numesc sobor. Se prăjnuiește de biserică cu bună cinste, după predaniile părinților insuflați de Dumnezeu, care au lepădat de mult credința cea rea a închinării de îngeri care era la eretici și la închinătorii de idoli. Înainte erau tot felul de idoli, dar lucrurile au fost sublimate și reașezate după venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe lume. Căci încă din legea veche, când poporul ales s-a depărtat de Dumnezeu, a început a se închina idolilor făcuți după asemănarea făpturilor văzute câte sunt în cer, sus și pe pământ, jos. Atunci oamenii aduceau soarelui jertfă de închinare ca lui Dumnezeu, precum și lunii și stelelor pe care le socoteau ca un suflet viu. Tot cu astfel de închinăciune și cu jertfe se închinau ei și îngerilor, despre care lucru se pomenește în cărțile împăraților, unde se zice: se cade a aduce tămâie lui Baal și soarelui, lunii, planetelor și la toate puterea cerului. Această credință rătăcită a închinării de îngeri se mulțise și în zilele Sfinților Apostoli, pe care, dezrădăcinând-o, Sfântul Apostol Pavel grăiește astfel în epistola lui către Coloseni: nimeni să nu vă amăgească pe voi, vrând aceasta în smerita cugetare și în slujba îngerilor, învățând cele ce nu știu, în deșert fiind îngânfat de gândirea trupului și neținând capul bisericii, adică pe Hristos. Căci erau în acea vreme oarecare eretici care, arătându-se smeriți și cu mândrie, lăudându-se că urmează îngerilor prin înfrânare și prin viața lor cea curată, învățau a da asemenea închinăciune îngerilor ca și lui Dumnezeu. După aceea s-au evit alții care ziceau că îngerii sunt ziditori ai făpturii cele văzute, mai presus și mai cinstiți decât Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca niște ființe fără de trupuri. Iar despre Mihail ziceau că este Dumnezeul evreilor. Apoi alții, dându-se vrăjitorilor, chemau pe diavol și le slujau lor, numindu-i pe ei îngeri. Mai ales între coloseni, care erau sub mitropolia la Odicei, se mulțise un asemenea eres și de către mulți se săvârșea în taină păgânească închinarea de îngeri, asemenea cu închinarea de idol pe care soborul de la Laodiceea blestemat-o, dându-o anatemei. Dar lucrurile s-au schimbat. Trebuiau să se schimbe și Dumnezeu a lucrat în înțelepciunea și iubirea pe care a avut-o față de creația sa, rătăcită, și vedem cum s-au petrecut schimbările în sensul sfinților îngeri. S-a așezat și s-a prăznuit
soborul îngerilor în a 8-a zi a lunii noiembrie, care este a 9-a după luna martie, ce este întâia de la zidirea lumii, spre închipuirea numărului cetelor cerești în număr de 9 pe care le-a numărat Sfântul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Căci răpit fiind Sfântul Apostol Pavel la ceruri, până la al treilea cer și văzând acolo deosebirile cetelor sfinților îngeri, a spus aceasta și lui Dionisie ca unui ucenic al său. Iar acele 9 cete sunt despărțite în 3 ierarhii. Deci 3 ierarhia către 3 îngeri, care cuprind câte 3 cete, cea mai de sus, cea mai de mijloc și cea mai de jos. Și acum să vedem cea de întâi ierarhie. În cea din tâi ierarhie, mai sus și mai aproape de Preasfânta Treime sunt serafimii, heruvimii și scaunele care stau mai întâi înaintea Făcătorului și Ziditorului, sunt iubitorii de Dumnezeu, serafimii cu cei cu câte 6 aripi, precum a văzut Isaia prorocul care a zis: serafimii stau în jurul, împrejurul cetelor, având câte 6 aripi, ei sunt chipul focului, precum scrie: Dumnezeul nostru este foc mistuitor, scaunul lui pară de foc, iar îmbrăcămintea slavei Domnului este ca focul. Și în alt loc zice: cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Ei aprind pe oameni cu focul dumnezeiește iubiri, precum și numele lor îi arată, căci în limba evreiască serafim se tâlcuiește cel ce aprinde sau încălzește. Și aici vedem cetele, care sunt o mulțime de cete în această minunată. De asemenea și aici, vedem cetele, câte 3 cete în fiecare din cele 9. Și mergem mai departe și vedem cum după serafim stau înaintea lui Dumnezeu, celui atot văzător, care viețuiește în lumina cea neapropiată înțelepții heruvim. Cei cu ochi mulți, care mai mult decât alte cete mai de jos, strălucesc totdeauna cu lumina înțelegerii și a cunoștinței lui Dumnezeu. Căci fiind luminați în tainele lui Dumnezeu și ale științei adâncului înțelepciunii, luminează și pe alții, pentru care numele heruvim, în aceeași limbă evreiască, se tâlcuiește multă înțelegere sau revărsare de înțelepciune, căci prin heruvim revarsă înțelepciunea și se dă ochilor sufletești luminare pentru vederea și cunoștința lui Dumnezeu. Deci există această minunată, negreită și nevăzută legătură, relație între îngerii lui Dumnezeu și noi creștinii ortodoxi, prin care putem să primim după harul botezului nostru ortodox, când și noi am primit un înger personal care ne păzește și care ne ajută și care ne călăuzește. Apoi, înaintea celui ce șade pe scaun înalt,
stau purtătorii de Dumnezeu, precum spune Sfântul Dionisie, adică scaunele, căci pe dânsii, ca pe niște scaune înțelegătoare, se odihnește Dumnezeu gânditor, precum scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iar purtător de Dumnezeu se înțeleg cu ființa, nu cu ființa, ci cu darul și cu slujirea. Că scrie Sfântul Vasile cel Mare că și trupul lui Hristos a fost purtător de Dumnezeu, dar trupul Domnului era unit după ființă și după ipostas cu însuși Dumnezeu, cuvântul, ca acela ce purta pe Dumnezeu după unire nedespărțită. Iar scaunele se socotesc așa nu după ființă, ci după darul cel dat pentru o slujire ca aceasta, odihnindu-se Dumnezeu pe ele. Sunt niște relații și niște stări pe care noi, la nivelul nostru terestru și palpabil, nu-l putem pricepe, pe când sfinții care au ajuns și au văzut cum a fost Sfântul Pavel, au o înțelegere mai amplă, mai bogată, pe care ne-o dăruiesc și nouă prin aceste scrieri. Deci, cu negreit chip, odihnindu-se Dumnezeu pe dânsule, pe dânsele, adică pe scaune, rânduite judecățile sale cele drepte, după cuvintele lui David, șezut-ai pe scaun cel ce faci dreptatea. Pentru aceasta străluceste în ele și mai ales dreptatea judecăților lui Dumnezeu, ei slujește judecății lui Dumnezeu celei drepte, precum așa facem și noi. Iar ierarhia, deci asta a fost prima ierarhie. A doua ierarhie, cea de la mijloc, la fel cum sunt toate celelalte, tot din trei cete ale sfinților. Și în a doua ierarhie sunt domniile, puterile și stăpâniile. Iar în a treia o să-i regăsim pe sfinții noștri de astăzi. Și ierarhia, cea din mijloc, domniile se numesc domnii pentru că domnesc peste ceilalți îngeri care sunt sub dânsii și care, fiind slobozi și lebădând după Dumnezeu, toată temerea de rob, de bunăvoie și cu bucurie, slujesc neîncetat lui Dumnezeu. Ei revarsă acestora de jos, adică oamenilor, nouă. Oamenilor care sunt puși de Dumnezeu ca stăpânitori, puterea stăpânirii și cu bună înțelegere și a economiei celei înțelepte, pentru ca să domnească bine și cu dreptate peste țările ce le sunt încredințate. Ne gândim aici la sfinții ai noștri care au fost sfinții brâncoveni. Ne-au călăuzit Sfântul Constantin Brâncoveanu și a dat viața pentru noi, a construit biserica de la mănăstirea noastră, dincolo de Carpați, în Transilvania, ca să aducă în locul acesta harul Duhului Sfânt din credința ortodoxă. Și mulți alți sfinți, Sfântul Vasile cel Mare și mulți alți sfinți. După aceea, apoi învață a stăpâni simțirile și smeri poftele, adică să ne tragă de la poftele și ispitele care vin tot timpul în jurul nostru, acum mai mult și mai diversificat decât oricând, care sunt fără de rânduială și au o influență în a crește patimile oamenilor, patimile care duc la o legătură strânsă cu tot felul de păcate pe care le știm. Patima băuturii, a furtului și celelalte patimi. Iar pe trup îl fac rob Duhului,
adică a domni peste voia sa mai presus de orice ispită. Iar puterile, umplându-se de dumnezească putere, slujesc voii celei tari și puternice a Domnului, celui prea tare și atotputernic, fără zăbavă și fără osteneală, săvârșind slujba. Apoi fac minuni mari și aceleași, dar al facerii de minuni îl revarsă peste plăcuții lui Dumnezeu, care sunt vrednici de acest dar ca să tămăduiască toată durerea și să spună mai înainte cele viitoare. După aceea, Sfintele Puteri ajută oamenilor ce se ostenesc și sunt încărcați cu puterea jugului cel pus de sus în orice fel de ascultare, ca să fie puternici a împlini chemarea și a purta sarcina celor neputincioși. Întăresc pe omul cu răbdare, ca să nu deznădăjduiască în necazuri și să rabde cu tărie, cu mărime de suflet și cu bărbăție. Stăpâniile se numesc așa pentru că au stăpânire peste diavoli. Deci toți îngerii au stăpânire peste diavoli și avem aici o ilustrație a acestei stări. Vedem cum la moartea lui Moise, care a venit de pe muntele Sinai cu tablele legii și a murit, nu se știe cum și în ce fel, diavolul a venit să ceară trupul lui Moise, îl vedem pe Moise aici, dar îngerul Mihail a venit și l-a gonit pe diavol pentru că el venise cu minciună și deși îl înșelase într-un fel, dar Dumnezeu a avut grijă și prin această stare noi înțelegem că Sfinții Mihail și Gavril, cum o să vedem imediat, sunt alături de noi și ne apără. Ne ocrotesc și gonesc duhurile rele dacă noi nu avem grijă să acceptăm acele mirodenii și plăceri și degustări din lumea aceasta tot mai plină de ispite și să ne depărtăm de credință. Și atunci noi să fim și prin această emisiune și prin această televiziune, îndemnați să cumpănim, să ne gândim și să vedem e bine sau nu e bine. Vedem acum câți copii sunt în lume și în țara noastră cu droguri, cu fumat și cu atâtea și cu atâtea alte rele. Ce învățături putem extrage din viața și misiunea Sfinților Mihail și Gavril? Ne spune imediat cea de-a treia ceată. Și ierarhia cea mai de jos, după cum s-a spus, sunt cele trei cete. Începătoriile, arhanghelii și îngerii. Începătoriile se numesc pentru că sunt mai mari peste îngeri și mai jos, rânduindu-i pe dânsi spre împlinirea dumnezeieștilor lor porunci. Lor le este încredințată îndreptarea a toată lumea, deci toată lumea, și păzirea împărățiilor și domniilor, ținuturilor, popoarelor, neamurilor și a limbilor. Căci fiecare împărăție, neam și limbă, noi suntem neamul împărăției și a României. Noi suntem români și avem limba noastră românească. Sunt
păzitori și îndreptători ai întregii sale laturi, pe un înger din această ceată cerească ce se zice începătorie. Slujba acestei cete, după înțelegerea lui Grigorie, este a învăța pe oameni ca să dea cuvincioasă cinste la tot dregătorul. După vrednicia slujirii lui, acești îngeri înalță pe cei vrednici la treptele ierarhiilor, celor mai de cinste, și îi povățuiesc pe dânsii ca să nu caute dregătoria pentru câștiguri și chiverniseală, cum se întâmplă acum la noi și peste tot, ci pentru iubirea de cinste și mărirea lui Dumnezeu și pentru creșterea și înmulțirea laudei lui și pentru folosul celor de aproape, slujind de obște tuturor treburilor celor ce sunt sub stăpânirea lor. Arhanghel, deci am ajuns la ei, da, să numesc cei mai mari și vestitori de bine, adică cei care vestesc tainele cele mari și preamărite, și aceștia au slujbe, așa cum am avut noi astăzi slujba Sfinților Arhangheli, precum zice Marele Dionise, a descoperit prorociile, cunoștința, voii lui Dumnezeu și înțelegerile pe care le primesc ei de la cetele cele mai de sus, pentru ca să vestească îngerilor celor mai de jos și printrânșii oamenilor. Iar Sfântul Grigorie Dialogul zice, aceștia înmulțesc sfânta credință între oameni, luminând mintea lor cu lumina înțelegerii Sfintei Evanghelii, descoperind tainele credinței celei drepte. Deci asta se întâmplă cu noi în această minunată rânduială a lui Dumnezeu. Și spune, îngerii în rânduielile cele cerești sunt mai jos decât toate rânduielile lui Dumnezeu și aceștia vestesc oamenilor tainele lui Dumnezeu, voile lui cele mai mici, povățuindu-i să viețuiască cu fapte bune și cu dreptate după Dumnezeu. Apoi sunt pus să ne păzească pe noi și pe fiecare credincios. Dar pe cei ce suntem buni ne țin ca să nu cădem. Noi din nou. Iar pe cei care cădem să-i ridicăm. Ei niciodată nu ne lasă și deși uneori greșim și sunt întotdeauna gata a ne ajuta, nu mai să voim și noi. Și și astfel Arhanghelul Mihail, care este peste soborul lui îngeresc, a început cel ce stătea la locul cel de dintâi cu serafimii și cu heruvimii, cu toate cetele cerești, a slăvi pe sfânta cea de o ființă nedespărțită treime pe unul Dumnezeu, cântând cu glas de prăznuire. Deci Arhanghelul Mihail spunea așa, Sfânt, 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 Domnul Tsabaot, plin este cerul și pământul de mărirea ta. Osana, Osana, întru cei de sus. Asta o știm din cântările care se petrec în biserica noastră. Deci, această conglăsuire a Sfinților Arhangheli ne-a fost dată și avem și icoane prin care vedem puterea lor, de exemplu, asupra duhurilor rele. Vedem aici cum o portugheză carmelită, Antonia de Assonau, a văzut apariția Sfântului Arhanghel Mihail, care cu sabia sa a alungat duhurile rele pe diavoli. Iată cum ei, Sfinții Arhangheli, au și în celelalte dominațiuni creștine, catolice, în cazul acesta,
puterea ca să îi ajute pe oameni. Și vedem aici la o catedrală San Michel Rafael, marele pictor, a pictat această alungare a diavolului din ceruri. Deci, sunt și icoane pictate de mari pictori ai universului, da. A universului, unde sunt prezenți aceste, sunt prezente aceste realități. Și îi vedem și aici pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel, dar Hristos deasupra are grijă ca prin ei să ne acopere de această urgie a pământului care a căzut în ispite și care, așa cum spune Apocalipsa din Noul Testament, se apropie a doua venire a lui Hristos, se apropie și noi trebuie să fim conștienți de realitățile acestea, pentru că la a doua venire se va întâmpla ce s-a întâmplat la Hiroshima. Deja auzim la radio războaiele care sunt în dreapta și în stânga și care nu sunt altceva decât începutul sfârșitului. Și aici avem o icoană a Sfinților Arhangheli pictată în Sfântul Munte Athos de Părintele Mihail și iată că Sfinții Arhangheli au grijă ca să vină la noi să ne apere, să ne rugăm și să ne conducă pe calea mântuirii, așa cum aici Sfântul Arhanghel Gabriel i-a transmis Maicii Domnului: bucură-te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu tine, că va purta în pântece un fiu al Tatălui Ceresc, care prin Sfântul Arhanghel Gabriel a transmis porunca și Maica Domnului a zis: facă-se mie precum vrea cel de sus. Și atunci a primit pruncul în pântece din care s-a născut Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, din pântecele Maicii Domnului, care a trăit 33 de ani pe pământ, cum am trăit și noi, și a trecut prin toate câte trecem și noi, dar mult mai grele, și a primit și palme și trădare de la Iuda și moartea pe cruce, biciul, ca să ne arate și nouă că pentru a se ridica la cer, cum s-a văzut că s-a ridicat la ceruri, după ce a murit și după ce a înviat și a fost văzut pe Tabor de sfinții care erau și de sus și cei de jos, ca și noi să știm astăzi și mâine și poimine și tot timpul prin rugăciunile noastre de acasă, de la biserică, prin spovedanii, prin împărtășanii, să fim pregătiți că nu știm ceasul și ora când vine îngerul
să ne cheme sufletul la veșnicie. Și în această situație trebuie să ne concentrăm cât mai mult pe direcția nu orizontală, nu plată a pământului căzut, care se va topi, după cum scrie în Apocalipsă, ci să avem privirea sus, să avem inimile, sus să avem gândurile, sus să avem sufletele, ca să putem să zburăm din lumea aceasta care se dezagreghează în veșnicia care ne este deschisă și Dumnezeu și îngerii cu brațele deschise ne cheamă să ne îmbrățișeze, dar și păcătoșenile lumii, tot așa cu porțile deschise la cârcium și la cafenele și în alte locuri, le vedem cum acum foarte bine se impune vârsta copiilor, a elevilor la diverse cafenele sau mai, unde mai sunt, și noi trebuie să avem grijă, noi ca adulți, ca părinți, ca bunici, ca frați, ca surori, ca vecini, să îi aducem pe ei la biserică, la rugăciune și să le dăm puterea ca să discearnă ei înșiși binele de rău, negru de alb și viața de moarte și mai ales peste toate acestea veșnicia. Noi aici avem Catedra Veșniciei în Făgăraș și suntem pe această cale de 3 ani și avem bucuria, citind viețile sfinților și multe alte cărți, să ne pregătim pentru veșnicie. Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, mai ales că ați făcut un efort deosebit ca să puteți veni. Mulțumim lui Dumnezeu și să avem răbdare, să avem credință și să fim tot timpul pregătiți să primim din partea opusă tot felul de încercări, cât mai neînchipuite și cât mai neașteptate. Și întotdeauna să-i spunem îngerului nostru, că am vorbit despre Sfântii Arhanghel Mihail și Gabriel, dar avem și îngerii noștri păzitori și în cazul nostru Mihai și Mihail îl avem pe Sfântul Arhanghel, dar sunt și Gabriel, dar sunt și Ioan, sunt și Grigore și Gheorghe, o mulțime, și toți aceștia sunt sfinți. Sfinte, ajută-mă, cum să fac? Duhovnici, părinte duhovnic, cum să fac? Dar asta e la biserică, dar noi suntem în lume, suntem la servici, suntem la piață, suntem încolo, încoace. În tot timpul putem fi atacați de unde nu ne gândim. Și atunci să fim pregătiți că îngerii sunt cu noi și Maica Domnului și Sfinții și bisericile noastre de aici din țara Făgărașului. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Mulțumim lui Dumnezeu! Dragii mei, urez tuturor celor care astăzi sunt sărbătoriți multă sănătate și liniștea pe deplin meritată. Amin!